Dar o să încep, dragi telespectatori, cu acea știre care vine din domeniul sănătății și care ne spune pe scurt că din 3,3%, să spunem, din populație care este infectată în România cu virusul hepatitei B sau C, nici măcar 5% dintre aceștia, nu, sunt 40.000 de oameni, ca să înțelegeți, și dintre aceștia nici măcar 5%, deci din 40.000 de bolnavi, nu beneficiază de tratament. Cu hepatita C mai e cum mai e, dar hepatita B este bine cunoscută și ca ucigașul tăcut, pentru că nu prea are simptome. Și atunci situația este cu atât mai gravă și este trist, pentru că aceste boli au șanse foarte mari de vindecare, cu o condiție însă, să te tratezi. Vă spuneam că țara noastră, din păcate, este undeva foarte sus într-un top european în ceea ce privește bolnavii de hepatită B și C.